prea mult de Bradley de Neuer, colegul său din stânga, și n-a mai putut să-i paseze. Băluță îl caută din nou pe Yannis Hagi. Excelentă pasă Yannis Hagi în fața golului. Intervine acolo prin plonjon Lazar și salvează. O a doua situație în care Băluță trimite pe mediana terenului o pasă de 40-50 de metri lungime, așa cum s-a întâmplat și în urmă cu câteva minute, atunci când Yannis Hagi n-a sprintat decisiv pentru a prelua, a făcut-o însă acum și iată că a avut o excelentă oportunitate să deschidă scorul.